Klaus Iohannis a transmis înainte de reuniunea Consiliului European de la Bruxelles că nu trebuie diminuat ajutorul pentru Ucraina, dată fiind tendința actuală de concentrare a atenției pe situația din Israel. Șeful statului a mai spus că România va continua să ofere ajutor Ucrainei și că este păcat de faptul că Slovacia a decis să oprească susținerea militară. Aici voi exprima clar nevoia de solidaritate cu Ucraina, nevoia de sprijin pentru Ucraina și foarte mult nevoia de atenție pentru Ucraina, fiindcă în ultima vreme am observat cu toții atenția este îndreptată mai mult spre Orientul Mijlociu, unde Israelul a fost atacat. Noi trebuie să fim foarte aplicați și să înțelegem că Ucraina este lângă noi, este o țară care va deveni parte din Uniunea Europeană și trebuie să continuăm cu foarte multă hotărâre sprijinul pentru Ucraina. Noi avem dotări antidronă care sunt poziționate deja. Unele provin din unități armate din România, altele provin de la aliați și vom continua. În momentul de față există un aliniament foarte bun și la radare s-a coborât. Știți că a fost inițial o problemă că radarele detectau numai aceste peste 600 de metri. Acum s-a coborât foarte mult, aproape până în zona solului. Se continuă și se continuă cu îmbunătățirea întregului aliniament, fiindcă trebuie să evităm astfel de incidente. Slovacia a fost un partener bun pentru Ucraina și a livrat ce a putut, dar nu cred că putem să spunem că Ucraina a supraviețuit numai datorită acestor livrări. A fost parte din pachetul care a fost pentru Ucraina. Este păcat că Slovacia și-a schimbat abordarea cu noul guvern, dar asta este abordarea lor. Mai este cineva care are aceeași abordare, tot păcat, tot lângă noi, dar noi vom continua. Sperăm să obținem fonduri suplimentare pentru ceea ce facem ca să funcționeze logistica de export din Ucraina spre piețele lumii, în special, evident, exportul de grâu spre piețele lumii.